Antonia ia micul dejun deodată cu Maria. Vorbeau despre faptul că Maria s-a lovit destul de tare. Îi spunea Antonia că era foarte milă de Maria când o vedea ieri după ce a căzut, că era pe canapea și toată lumea era buluc pe ea acolo. Spunea Antonia, am venit odată, te-am întrebat cum ești, cum te simți și apoi a lăsat-o în pace, spunea Antonia, pentru că oricum nimeni nu putea să o ajute cu nimic. Maria trebuia să meargă la medic să vadă care este problema, ce a pățit acolo la picior. Discutau fetele după aceea despre faptul că băieții au fost astăzi la spovedit. O auzeam pe Maria întrebând-o pe Laura dacă i-a auzit pe băieți și dacă au fost la spovedit în această dimineață. De aceea nu avem imagini din casa fetelor. Băieții au fost duși la biserică, la spovedit. A ieșit o mică discuție între Maria și doamna Ioana. S-a supărat Maria pentru că doamna Ioana i-a pus cana de cafea în chiuvetă, l-a spălat. Maria s-a dus și a văzut acest lucru și a întrebat cine mi-a pus aici cana. Doamna Ioana a spus că dânsa, pentru că nu vrea să mai vadă cănii peste tot. Maria a luat cana, a pus-o acolo într-o parte, a dat așa cu ea un pic și spunea, lăsați-o aici, că unde vreți să mi-o pun, doar nu o să o țin în cap. Și spunea că nu o încurcă cu nimic pe doamna Ioana o cană de cafea. Doamna Ioana, ca să împace lucrurile, a zis, da, bine, iubirea mea, și îi spunea că nu vrea să rămână cănii pe colo, pe colo. Maria s-a liniștit și ea și-a luat cana de cafea și a plecat afară spunând că nu mai zice nimic.